Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Iată că în ultimele 10 zile, Țara Oașului, în mod expres sau cum vreți, în mod excepțional, Târșulțul a devenit cap de afiș atât la nivel național cât și la nivel local, sau dacă vreți, local și național. Asta prin prisma faptului că în ultimele 10 zile, așa cum spuneam adineori, incidența îmbolnăvirilor cu noul virus COVID-19 în Târșolț a fost undeva de aproximativ 14 la 1000, ceea ce nu este o cifră de neglijat. Desigur, cu valori ceva mai mici, au fost și alte 6 comune din zonă. Nu ne-am propus să facem un inventar al acestora, dar pentru a afla anumite aspecte referitoare la ce s-a întâmplat în Târșolț în această perioadă și mai ales pentru ca să încercăm a clarifica anumite lucruri privind așa zisa nuntă de 1700 de persoane, fapt care a șocat întreaga Românie, l-am invitat în studioul Informația TV pe Grigore Pop, primarul comunei Târșolț, dar se impune să fac o precizare la acea faimoasă nuntă, care probabil n-a fost niciodată în Oaș cu asemenea participare, chiar și invitatul meu a fost pentru câteva ore, desigur. Bine ați venit, domnule Grigore Pop. Bine v-am găsit. Dacă tot aminteam nunta, vă propun prima dată să spuneți câteva cuvinte legate de acea faimoasă nuntă de 1700 de invitați. Unde și cum s-a desfășurat, pentru că îmi imaginez că pentru a intra într-o încăpere cu 1700 de invitați, fiind vorba de mese, scaune și alte asemenea, îți trebuie o clădire care să aibă poate 1500 sau 2000 de metri pătrați, dacă nu mai mult. Sau poate 3000 de metri pătrați. Are 3200 de metri pătrați clădirea respectivă. Toate nunțele sunt mari în Oaș. Bun, dar iertați-mă că intervin atât de rapid, dar am auzit de 1000 de persoane, da, 1200 de persoane, da, de pildă, nu știu, în Certeze și în altă parte. Da. Și pe mine, la momentul respectiv, m-a șocat această cifră, dar cine era pe bune. Cine a dat cifra? În sfârșit, primarul zicea, băi, are 1000 de invitați sau 1200. Ca numărătoare, cred că numesc nimeni decât probabil cei care asigură catering-ul sau masa, ori fi știut câte tacâmuri sau câte farfurii au pus pe masă și cât au servit masa. A fost o nuntă mare și a mai fost nunți în Oaș de genul ăsta. Nu, de-aia făceam precizarea că în Oaș, de regulă, și la sala respectivă a mai fost nunți de genul ăsta, dar, mă rog, acum, având în vedere situația epidemiologică, sigur că s-a creat un val la... Bun, a fost o știre de senzație pentru toată țara, pentru că în condițiile de astăzi, nu COVID, nu probleme din astea de sănătate, dar să îți iei lumea în cap și să organizezi o nuntă de 1500-1700 de persoane, e un act de curaj. Da, totuși vreau să precizez o chestie cu nunta respectivă. Nunta respectivă, când a început nunta respectivă, noi eram în scenariul verde. Și cu trecerea pe scenariul galben a fost de la 12. Deci noi, dacă se verifică informația, noi era pe scenariul verde. Sigur că nu mai știu, în legislație era 400 de persoane, da, maxim. Deci, indiferent de scenariu, era stabilit o cifră maximă interior, afară, sigur nu s-a respectat. Autoritățile din România nu cred că au numărat nuntașii nici la o nuntă din România. Dar tot atât de sigur este că nu s-au respectat, indiferent cât s-au participat la nunta din Târșolț devenită de notorietate, nu s-au respectat cifra aia maximă admisă. Da, și în județ la noi, cred că a fost în luna iulie-august, nu vreau să spun, sute de nunți care s-au respectat cifra aia. 100% a fost așa. Și nu numai Oaș, mai sunt nunți. Bun, dar 400-500 de persoane și în altă parte, nu numai Oaș se fac nunți mari. Da, dar vreau să vă spun că sunt comune, din păcate, unde
Într-un an nu sunt 5 nunți, cum în oaș sunt poate 5 okay. într-o zi. E adevărat. E adevărat și e o chestie care nu e de acum. Asta e de tradiția, deși de pe timpul comunismului nunțile erau mari. La un moment dat, în zona noastră, cel Târșor, se făceau nunta într-o sâmbătă la mire, într-o sâmbătă la mireasă. Și în plus, așa erau obiceiurile. Trebuie luat în seamă faptul că... Se chema tot satul la nuntă. În Oaș, acum nu știu exact care e situația, dar sigur nu se mai confirmă, înainte de 89, în Oaș erau mamele eroine cu 7-8 copii, așa era. Nu în așa altă era. Parte. Deci, cu alte cuvinte, familiile sunt suficient de numeroase ca oarecum să vină să argumenteze parțial această numeroasă participare. Așa era, da, așa era. Și și acum mai există, sigur că nu mai există mamele eroine, dar există familii foarte mari. Adică, la ora actuală sunt, vă dau un exemplu, nu știu, 11, 12, 13 frați avem, care sunt frați, care sunt viață și care toți au copii. Și părințele trăiesc, deci numai strict. Da, e un fel de explozie în lanț, cum s-ar zice, dai seama, vis-a-vis de care poți să spui chiar familia, deci, adică copiii cu copiii lor. Deci, da, deci primarul Grigore Pop, ca fost nuntaș, la cât estimează, totuși acum, ca să dezamorsăm această prezumție a unora vis-a-vis de cei 1700 de nuntași? Da, eu nu putea numai să fie peste 1000, da, adică sala respectivă. Da. Are capacitate are. Să fie are. Cu mult are. Peste 1000. Are, dar se mai întâmplă un fenomen. Și eu am fost la nunți în felul ăsta. Adică au fost 3, 4, 5 nunți în aceeași zi, care nu neapărat au fost în Târșolț. Puteau fi 2 sau 3 în Târșolț, restul restaurante sau în alte săli din zonă sau inclusiv din satul mare. Și puteai să te duci la nunta aia, dar aveai obligație să mai mergi la nunta aia și poate lumea intra, ieșea, deci... Deci mai degrabă s-ar putea spune că făceai act de prezență cumva. Din păcate... Nu neapărat să fii nuntaș de seara din până dimineața. Din păcate și eu ora. Nu vă spun că n-am grămada de... Nici eu n-am putut să mă duc la toate nunțele, grămada de invitație, dar au fost nunți la care ori prieten bun, ori de neapropiată care... Eram obligat să, măcar să fac prezența, să închid un par de pălincă. Ia zic, deci probabil un act de prezență, da. Și de aia spun că nu undeva, nici n-am putut sta nici la o nuntă. Au fost nunte la care n-am putut sta nici 2 ore. Că, având în vedere nunțile, având în vedere că dimineața aveam treabă, foarte multă lume acasă, nici nu-mi permiteam să stau să, ca în cealaltă zi, să... Da. Să nu fiu prezent la... Deci, cu alte cuvinte, șansele erau minime să fie atât de mulți oameni instantaneu, adică în acel moment, sau într-un moment oarecare. Da. Bun, asta am clarificat-o. Ce vreau să vă întreb? Deci, dacă atunci, la momentul despre care vorbim, era scenariu verde, cum a explodat, dacă vreți, numărul de cazuri? Pentru că, vorba aia, nu la 3 zile, nu la 4 zile, că, sau nu la 10 zile, că a fost o explozie imediată. Pe ce fond? Nu neapărat că a fost la nuntă. Deci explozia aia nu înseamnă că gata, la nunta aia s-a întâmplat. Tocmai aveam să spun că de la nunta respectivă trebuia să treacă 3, 4, păi 5 trebuie, zile. Acum nu știu. O perioadă de incubație, nici eu nu știu. Exact, dar este o anumită perioadă când poți să apară simptomele. N-apare în gata pe ziua simptoma sau ziua următoare. Câți târșolțeni sunt plecați la muncă în străinătate? Că de acolo... Probabil să pot trage anumite concluzii și apoi cam ce procent din acei plecați au venit acasă? Aproape toată lumea a fost acasă. Târșolțul are statistic 3106 locuitori. Peste an 7800 care sunt acasă. Deci sub 1000 oricum. Sub 1000. Și vă dați seama că a venit aproape toată lumea acasă. Mai ales în condițiile că foarte multă lume anul trecut n-a fost acasă, de mulți au venit acasă anul trecut din cauza carantinei, care era și aici, preluat de la
vamă, da. Și băga la hotel și la asta și nu-i... Și atunci, plus nunțile, plus și la nunți să plimbă lumea și dintr-o parte în altul, când poate a venit și din Maramureș și din București la o nuntă sau și din Călinești la Târșor și invers. Deci, a fost lume, a fost aglomerație, n-au mai existat, n-a fost niciun fel de restricție, niciun fel, dar niciun fel de restricție. Singura chestie era că 400 de persoane sau nu mai știu cât și... Bun, dar acești târșoțeni, da? N-au venit acasă cu două zile înainte de nuntă, îmi imaginez că au venit... Iulie, cu... a venit foarte multă lume. Bun, deci au venit... iulie, bun, ca mai repede ca în alți ani, a venit mult mai multă lume în iulie. Domn primar, am înțeles, ok, dar problema e altfel. Deci dacă au venit în iulie, da, la jumătate, da, deja la 1 august, teoretic, trebuie, da, să știe despre boala lor sau despre, da, faptul că sunt purtători ai virusului. Ori, iată că din ceea ce spuneți rezultă că abia la aproape o lună după venirea lor s-a resimțit această... Nu, nu toată lumea. Cea mai multă lume a venit în august. Cea mai multă lume. Da, dar zic, dacă se punea exclusiv pe seama importului, în ghilimele, da, de virus din, da, Spania, din Portugalia, nu știu de unde... Nu poate să spună chestia asta că... Bun, dar zic, dacă se punea problema așa, aceste... numere sau acest număr relativ mare de îmbolnăviri trebuie să se simtă mai repede, nu? Nu, da, în momentul respectiv. Da, da. Am înțeles că au mai fost ceva cazuri care în perioada asta, dar nu spitalizări, nu, adică care să ajungă la urechile mele că, cu probleme la medic. Deci a fost practic forma mai ușoară, da? Probabil. Probabil. Poate exista, să fi existat persoane mai tinere care poate n-a făcut nici n-a avut simptome sau o formă foarte ușoară, dar problema e că acum ne confruntăm cu problema asta la persoanele în vârstă și la persoanele cu probleme. Bun, dar ce se întâmplă? Toți specialiștii spun și băi, un tânăr care e mai, da, cu mai mare mobilitate, umblă în diverse cercuri, are șanse mai mari de a purta, să zic așa, virusul, așa, dintr-o zonă într-alta și cui îi dă, așa, cu ghilimele, virusul? Celui din casă, familiei, nu? Așa e. Ori, din câte a spus, astăzi... Au venit în vita acasă, au circulat, au plecat în concediu din România, au umblat Cluj, Satul Mare, Baia Mare, mall-uri, dați seama, lumea umblă după documente, după cumpărături, au tot felul de, deci își rezolvă că numai concedii nu au, că pleacă mai obosiți când pleacă înapoi. Deci asta acum e viața. Vine de voie, de nevoie, da, deci vine să-și vadă și neamurile, și cum neamurile, s-ar spune, și da, și obligațiile, băi, îmi expiră pașaportul, da, îmi expiră buletinul, exact, nu știu, exact, adică se le întreagă de lucruri pe care trebuie să-și le rezolve care, da, până la plecare. Exact, exact. Și acum întrebarea este următoarea. Nu cumva apropierea datei de întoarcere a stranierilor, cu ghilimele, în locurile unde lucrează, a adus în prim plan aceste cazuri numeroase de COVID? Adică eu îmi imaginez, și după aia veți răspunde, că cel din Târșolți nu merge așa moca și băi, îmi fac și eu un test PCR să văd eu ce îi. Da. Deci asta la început așa a fost, cei care voreau să călătorească, dar nu cred că numai la cei care voreau să călătorească cu avionul, că pe rutier nu au fost probleme la trecerile de frontieră, care nu aveau vaccinul făcut, li se impuneau testul. Deci sau, dovada cu cele, da, câte, sau, de exemplu, cei care 48 au, de ore sau, da, 72 de ore în avans făcute. De exemplu, cei care au plecat în Anglia, chiar dacă aveau vaccinul făcut chiar în Anglia, că vă amintiți, la un moment dat era un scandal că nu recunosc englezii vaccinurile, da, pe cei vaccinați care se vaccinați în Uniunea Europeană. Le cerea un test rapid, nu PCR, ci cel puțin un test rapid. Și la început, de acolo a pornit... Mulți erau din persoanele care aveau nevoie de testul respectiv. Dar în timp, ăia unii au ieșit din izolare. Chiar mai sunt câteva persoane acasă care nu au ieșit cele 14 zile, că n-au mai putut pleca. Trebuie să stea acasă. Încă mai sunt câteva persoane acasă care încă nu sunt plecate, tocmai din cauza asta, că
au făcut testul, le-a ieșit pozitiv și trebuia să stea în izolare, în carantină. Dar după aia au apărut cazuri la persoanele care nu pleacă dincolo, nu neapărat că au nevoie de test, ci efectiv da, da, din cauza că au fost bolnavi. Probabil acele persoane despre care vorbim, deci da, care nu se mișcă în județ da, sau în lume, da, au avut aparținători sigur, care au sigur, adus în casă, dacă sigur, e bine spus, acea acel virus și sigur. Eu, în câteva zile... Vorbeam zile trecute cu un prieten, cineva de la noi care a decedat. Păi, domnule, dar cum a făcut ăla, zice, că COVID, că ăla n-a fost la nu, n-a ieșit, pe nu el. Vecinul s-a întâlnit cu ăsta, a venit copiii acasă, deci a venit altcineva la el. E suficient să... Sau chiar dacă n-au fost acasă, copiii a venit prietenul, vecinul și e suficient. O întâlnire și... O întâlnire și un strănut, nu? Și un strănut și gata, da, exact. Nu neapărat o strângere de mână. Da, da, da. Da. Bun. S-a făcut vâlvă că autoritatea publică locală nu a intervenit în a reduce, dacă vreți, posibilitățile de transmitere acestui nou virus COVID-19. Ce obligație are, de fapt, primarul sau, dacă vreți, autoritatea publică locală enumerate ca obligații în acele hotărâri ale Consiliului Național pentru Situații de Urgență? Da. În rest, dacă luăm legea, legea legei de altă factură, fiecare da, obligație. Da, înainte să vă răspund la întrebarea asta, știți că apar zilnic cazuri în ziar, vedeam un primar acum recent de prin Moldova, domnule, dacă ne obliga să vaccinăm, vă așteptăm cu ca Ștefan cel Mare. Deci eu nu sunt în anti-vacciniști și anti-vinunii și acum au un cap pe Facebook că circulă avioane și ne stropesc cu tot felul de prafuri. Deci eu sunt vaccinat, nu știu, din mai, atunci când așa, îmi fac test, chiar alaltă ieri mi-am făcut test. Am luat test rapid, lucrez cu oameni toată ziua, din star nu... și încerc să convinc că este lume și la noi care nu crede în virusul ăsta sau crede tot felul de bun, dar acum, din păcate, deci, acum, din păcate, situația da, a dovedit da, că există da, acest virus da, că așa e, poate crea probleme. Așa e. Deci acum nimeni așa nu poate e, nega așa e, așa faptul e, că noi, e o poveste acest virus. Decât a informa populația de pericolul ăsta, de a-i ruga să poarte mască, de a avea grijă ca instituția care e subordonată nouă, că e vorba de școală sau primărie, să se poarte mască și distanțare și dezinfectant. Noi altceva nu putem să facem. Am anunțat la biserici, am mai avut campanii de anunțuri cine vrea să vaccineze. Au fost ceva vaccinări la chiar întârșos, dar puține persoane. Noi nu avem, din punct de vedere legal, atribuții de a spune câte persoane participă la o nuntă sau la o... Singura chestie, dacă există o manifestare publică unde trebuie să dăm noi un aviz, dar nu era cazul, n-am avut așa ceva întârșos. Deci nunta și mormântarea nu se încadrează în acele... slujbe religioase, da, noi nu avem atribuții de... Deci e bine de a sancționa. E bine de a... spus că în afară de... Sigur. Aș folosi un cuvânt care poate nu-i cel potrivit. În afară de munca sindicală, cu ghilimele, da, da, de informare și da, de a încerca de a-i da, convinge, de a încerca nu să aveți nici să-i spun, bă, uite, eu cred în COVID, vaccinați-vă, da? Sigur că pot fi primari care zic că, bă, nu cred în COVID. Astea-s prostii. Sunt și primari care au poziția asta. Bine, acum da, e o opțiune personală, într-adevăr, treaba asta legată nu cu vaccinul, dar... parlamentar din România care... Da. Ce invocă oamenii? Pentru că în ultimele perioade chiar au fost organizate caravane, dacă le putem numi așa. N-ai putut merge la medicul de familie sau la nu știu cine să-ți faci sau într-o zonă unde ai fost arondat.
a venit vaccinul la tine, trebuia doar să te prezinți. Domnul Nițaș, acum în România chiar s-au oferit toate variantele, adică pe tavă. Mai mult nu se putea. Mai mult nu se putea și de aia suntem ultimii cu bulgarii. Poate fi, că e vorba numai de sunt foarte multe zone din țară unde deși vă spun, undeva noi aveam, nu știu, acum în urmă cu câteva zile, într-o statistică, 5,6% vaccinați. Bun, raportat, ca cei deci care s-au vaccinat în... La populația scriptică, da? La populația scriptică de 3106 locuitori. Okay. Ori, dacă raportați la cei 1000, nu la okay. cei 3000, okay. la cei 700, crește de 3 ori, nu? Da, sigur. Au fost câteva cazuri, știu și eu personal, că au fost acasă, au vaccinat, în special cu Johnson & Johnson, că era într-o singură doză, dar dincolo, undeva se apropie de jumătate, din ce știu din Tătă Șulțeni. Foarte da. Multă lume se vaccinează. Bun, dar ce invocă acum? Ați avut ocazia să vorbiți. De ce se vaccinează cei dincolo? Nu. Ce invocă acele persoane care nu se vaccinează? Pentru că, într-adevăr, televiziunile îl bulversează pe om. Presa da. Vine cu informații uneori da. Și pro unii, și contra. Da, unele persoane în vârstă și cu probleme, chiar recomandat că dacă ai probleme medicale, chiar din contra ar trebui să te vaccinezi, că ai un risc mai mare. Unii chiar se temeau de chestia asta. Alții, nu neapărat că credeau în bazme. Sunt unii care ascultă și tot felul de... Dă-ți seama că nu a existat o campanie așa, în care toată televiziunea sau toată lumea să spună același lucru, că au apărut tot felul de persoane și de emisiuni și tot felul de emisiuni. Da, dar în ceea ce privește vaccinarea, totuși au fost recomandări în acest sens. Deci și pe posturile naționale de televiziune și din partea oamenilor politici Da, deci sigur. Nu s-ar putea 99% că, nu s-ar putea spune aia. Că nu sunt s-au și medici, recomandat. Sunt și medici care bun, să... așa acolo, și știu, nu vreau să comentez că nu mă pricep da, cazuri. La treaba asta, dar îmi aduc aminte la un simplu lucru. Eram prin clasele primare. Pe atunci nu mai știu câte vaccinuri s-au făcut sigur, în perioada aia. Da, sigur, dar toată lumea nu a fost... Nu te-a întrebat, da, nu l-a întrebat pe tata, pe mama. Au zis, băi, campanie antipoliomeritică, anti nu știu ce. În liceu s-a făcut, în armată, care deci, cum l-a făcut, dar s-au făcut o grămadă de vaccinuri. Aceste vaccinuri, n-am înțeles de unde a pornit această reacție negativă vis-a-vis de, știu eu, posibile efecte. Bine, acum ceea ce se discută, da, deci se discută. Se poate. Că deci, și pe mai departe că comportă anumite argumente. Sau anumite reacții, dar totuși trebuie să credem în... De-aia sunt medici, de-aia trebuie să credem în știință, până la urmă, de-aia sunt medicii. Bun, acum, medici. Dacă o bună parte a medicilor degeaba, nu... recomandă, atunci nu știu de unde a pornit ideea că poate avea nu știu ce efecte adverse pe care chiar n-ai de unde să le știi că, ia uite, vorbim din decembrie. Toți medicii infecționiști din țara asta sau în general tot medicii spun pe același lucru și nu de la noi, că din Germania, din Israel, din Statele Unite, problema asta e globală. Nu pot să mă uit că spune unul o tâmpenie pe Facebook și să mă iau după... Poate fi o opinie personală. Și, da, dar care se răstogolește și să... Dar nu înseamnă că acea opinie conține adevărul suprem pe care eu, altul și altul să le luăm în seamă și să zice, băi, Grigore Pop are dreptate, nu ne vaccinăm sau ce știu ce. Da? Deci, aia e așa că... Adică nu mă uit în ce spune medicul și mă uit ce spune, nu știu, inginerul agronom sau inginerul mecanic de medicină. Da. Pe care se exprimă... Și acum revenim totuși la evoluția epidemiologică. Ce spune medicul? Că îmi imaginez că vorbiți în fiecare zi cu el și le întrebați, băi, doctore, cum e, ce e, creștem, scădem, unde ne încadrăm? Sau e un palier de stabilizare? Adică... Zilele astea, datele
cred că nu știu dacă 100%, că de exemplu am văzut pe ce am primit noi de la DSP, altceva era în aia, altceva era pe, sunt niște site-urile care le dau DSP-ul la nivel național sau cum îi spune, sau comitetul ăla la nivel național. Da. Și erau mici diferențe, ok, mă rog. Undeva suntem la, am avut 13 ceva spre 14, am coborât la 12 ceva, acum am înțeles că astăzi iară suntem undeva la vreo 13. Bine, acum vis-a-vis de statistica asta, nici mie nu mi-e limpede, da, nu, deci, nu de cea legată da. De COVID, ci de altă statistică. Și nici datele la zi și reale le are medicul de familie, că nici ne se mai transmit câteodată și nouă. Bine, acum, teoretic, el ar trebui să știe carantinat, ce și cum e. El are, de exemplu, noi n-avem aia care sunt în spital, sau n-avem, deci datele la zi le are medicul da. De familie, care e atribuția lui. Iar vis-a-vis de statistica asta, zeci de ani am lucrat cu instituțiile din agricultură da. Și dacă am întrebat o cifră de la direcția veterinară, era o cifră, dacă întrebam de la direcția agricolă, era altă cifră, dacă întrebam de la APIA, începând din 2007 încoace, era altă cifră, dar pe aceeași problematică. Deci, cu alte cuvinte, nu este un sistem unitar, zic eu, de raportare și de a avea acea statistică, pentru că, ce știu, poate n-ar face bine. Și nici de aici nu este exclus să nu pornească, cum să zic eu, anumite diferențe în ceea ce privește raportarea. Se poate. Se poate. Ați văzut că unul are o statistică, altă. Erau discuții în țara asta cu raportarea deceselor, că și un întreg scandal. Bine, acum cu decesele nici eu nu sunt păcat, deși nu mă întreabă nimeni și nu contează vocea mea, dar în momentul în care tu, decedat, ai avut probleme cu inima, ai avut probleme cu, nu știu, ai avut mai multe da. Comorbidități, cum se spune, da. Atunci cum ai murit de COVID? După părerea mea modestă, și s-ar putea să greșesc și repet, iar nu o ia nimeni în seamă, acest virus ți-a grăbit moartea. Nu că neapărat din cauza lui ai murit, adică având sistemul imunitar precar, da. O mai venit și asta și o zis punct. Da. E părerea mea de necunoscător în ale medicinei. Da. Una e să ai COVID și să n-ai sau simptome ușoare și poți să mori. Poate fi cancer, poate fi cața asta. Dar dacă totuși tu ajungi la o problemă la atii de respirație și cu mască, înseamnă că plămânii tăi nu mai funcționează. Tu poate ai probleme cu ficatul. Sau poate ai alte probleme. Da, ăla chiar are o problemă. Poate fi un da. Cumul de factori da. Da. Care se completează special, cu acest virus. Da. Și atunci da. Își dau mână de la mână în ghilimele da. Și îți spun da. Da. Capăt vieții. Da. Așa e. Da. Există. Deci există problema, nu are rost să o ascundem, există, sperăm. Lumea a fost o relaxare totală. Lumea la ora actuală poartă inclusiv pe stradă și pe deci lumea, toată lumea e la ăsta și la biserici și la asta mai anunțat și noi. Adică cel puțin realizează necesitatea lumea realizează că e o problemă. Protecției. Exact. Lumea realizează. Deci după ce da. Lumea acum realizează că e o problemă și nu nici plimbările nu mai exact ca a fost deci anul trecut n-am avut nicio problemă. Nicio problemă n-am avut. Anul trecut n-ați avut pentru că ați fost așa cum ar zice Oșanu, ați fost mai voi între voi. Adică nu prea venit și cei de acasă, străinii. Și cei de acasă, nu au fost restricțiile alea, asta a fost. Bun, dar nici nu mai putea nici statul român să țină restricțiile astea și până la urmă, nu numai la noi s-au scos restricțiile, toată Europa s-au scos. Da, dar Europa. Respectarea anumitor reguli presupune probabil și un pic de acum, și o voință a omului și o dorință de a se autoproteja, nu de a spune neapărat, băi, îl protejez pe X sau pe Y. A fost la Cluj, de zeci de mii, de sute de mii. Păi dacă ești vaccinat, aia nu înseamnă că nu ești purtător de virus. Deci îl poți transmite cu maximă foarte, mai siguranță. Repede, așa, ok.
Bine, că ți-ai făcut un test, nu PCR, ci un test rapid, hai să fim serioși. Toată lumea spune, domnule, dă rateuri. Da. Iar aici cred că e o controversă. Okay. Și... Așa, acolo, o treabă nicio nelămurită. Problemă n-a fost. S-a făcut un caz așa că... E o problemă nelămurită pentru mulți cetățeni. Așa cum a fost și problema aia din presă cu nu știu ce mormântare cu sute de persoane la Târșolți, da. Care vreau să lămuresc și pe aia. Mormântarea respectivă a fost sâmbăta. Noi am intrat în carantină sâmbătă spre duminică. Deci de duminică noaptea, adică... Da. Asta e o chestie, sute de persoane și acum mai sunt în mormântări. Nu-i lumea acasă. Deci am înțeles că vreo 50 de oameni au fost și acolo. Deci numai dacă s-a adună, stat, dacă s-a adună tot satul, exact, pot fi atâția, nu? Exact. Chiar, acum chiar lumea se ferește, apropiați de familie Musai, că nu neapărat trebuie să bea acolo, că poate să stea peste drum sau... Da. Și legea privitor la slujbe și le spune clar că în incintă, și în incintă pot fi, nu știu cât, cu păstrare, dar afară, Nu limitează numărul la o slujbă religioasă, dar fără mese, fără, nu s-au dat, s-au dat pachete, mă rog, știți cum e obiceiul, dar nu s-a stat nimeni la masă. Deci n-a fost nicio problemă de a nu fi respectată legea la mormântarea respectivă. Domnul primar, în ultimii ani, Târșolțul a crescut prin prisma imobilelor, caselor, case cu etaj, cu mansarde, cu nu știu ce, ori aveți 1000 de locuitori, poate mai puțini, azi în Târșolț acasă. Ce se întâmplă cu casele acelea noi? Pentru că dacă proprietarii vin odată, cel mult de două ori într-un an, la ce bun o asemenea investiție? Pentru că nu-i la 2 lei o investiție de genul respectiv. Românul, știm, și România e campionă la proprietatea privată, adică la case, față de alte, cred că pe primul loc. Așa că și târșolțeanul trebuie să aibă o casă acolo, are o casă acolo. Dar culmea este că am fost în Olanda și am fost și în alte țări. Foarte puține familii sau persoane au casă. Majoritatea sunt chiriași. Așa. Deci, cu alte cuvinte, acest simț mai dezvoltat al proprietății, deci vorbesc nu de Oșani, acum, numai la România îl întâlnești, că Oșanul când a ajuns în Spania sau Marea Britanie sau nu știu unde, zice, băi, m-a adunat niște bani să-mi cumpăr o casă și-s convins că... Da, și acum e proprietar și dincolo. Aveți târșolțeni care au deja casă, 80%. Deci o cumpăr așa. Eu undeva vă spun, undeva așa, nu vreau să stau, dar așa, că n-am stat să fac o statică. 70-80%, dacă n-au casă, au cel puțin un apartament. Unii au mai multe, le dau în chirie, fac... Bun, acolo fac un ban. Da, așa e. Așa e. Deci e un business acolo. Deci e chiar un business. Nu e merg chiar eu un la lucru să mă omor, e chiar că un business. Banii mei lucrează. E chiar un business, da. Cum era... O reclamă, zice că domnul liniștit că FNI-ul lucrează pentru tine, acum tot așa, zice băi, domnul liniștit că casele să aduc bani. Deci 100 de mii de euro investit în imobiliare acolo, dă de 10 ori cât în România 100 de mii de euro. Nu știu, nu-mi dau seama. Pentru cam... Pentru că chiriile sunt foarte mari. Da, dar nu-mi dau seama cât poate costa acolo un apartament, să zicem, de 2-3 camere, ca... Depinde, dacă e zeci de capitală, mii de euro, să nu știu ce. Dar dacă te duci în zonele, vă dau exemplu Franța, că nu știu, că undeva la 70% dintre șoltene sunt Franța. Avem și în Anglia, după aia Irlanda, Anglia urmează, Italia deja mai puțin. Dacă ești undeva la țară, găsești de multe ori proprietăți mai ieftine ca de șolt. Bun, dar acolo îmi imaginez... Nu în Franța, nu în Italia, nu în Spania, oriunde în afară, mai ales unde există, cum să zic eu, posibilități de mișcare. Acolo unde există șoselele rapide pe care noi le așteptăm de zeci de ani de zile, da?
a avea o casă, mă gândesc eu, la 30 de kilometri de un oraș X sau Y, cred că e o bagatelă, pentru că zici, băi, cât fac? 15 minute, 20 de minute până la locul de muncă. Deci, probabil se gândesc, băi, ce mie îmi convine să cumpăr și la... 30 de kilometri... 30 de kilometri... 30 să plimbă în oraș. Dar da, foarte mulți merg la lucru la 100, la 200 de kilometri. Bun, avantajul este că acolo sunt și autostrăzi. Da, sigur. Da? Și atunci poți valorifica acest ceva. Da, bun. Iată că adineori vorbeam despre cei 1000 sau sub 1000 de târșolțeni rămași acasă. Îmi aduc aminte cu ani în urmă că vorbeam în Târșolț despre 450-500 de copii la școala din centru de comună. Ori acum am înțeles că sunteți pe cale de a închide și a pune lacăt pe tot ceea ce e acolo. Probabil și în Aliceni și în Târșolț. Aliceni e închis de 10 ani, 15 ani. De zic, deci și în Aliceni și... Nu mai este nici grădiniță, nimic, deci tot închis de... Ce s-a întâmplat? Câți copii mai aveți la școală din cei 400 și ceva despre care discutam atunci? Chiar, deci undeva avem 40 și ceva, acum chiar n-am, nu mi-aduc aminte, dar am aprobat planul de școlarizare. Deci, cu... sub 10% din ceea ce erau acum 10 ani, nu? Mai puțin, da. Deci, noi undeva aveam 600 și ceva de copii în Târșolț. Bun, dar atunci când am discutat, când a fost dată în funcțiune școala... În 2009, școala a fost... dumneavoastră ați participat, când da, am inaugurat școala nouă, am avut în jur de 470 ceva, 480 de copii. Și dacă și ați participat acolo, ați văzut cât copii și câtă lume era acasă. Sub 10% față de atunci. Da, dacă ar fi copii acasă, din grădineți până deci în clasele 1 om, noi am avea 600-700 de copii. Auziți, acum o întrebare, nu știu dacă... aveți la îndemână în memorie o asemenea statistică. Cam câți copii s-au născut în străinătate, n-are importanță, Franța, Portugalia sau Anglia, din părinți târșolțeni? Că, în mod normal, acei părinți trebuie să vină să facă transcriere de acte de... Păi anul ăsta a făcut vreo 5 de transcriere. Anul trecut a făcut mai puțin. Deci 99,9%. Așa sunt copiii născuți dincolo. Deci, cu orice cuvinte... Deci, sunt câteva familii acasă... Aveți... Hai să nu zic, dar oricum peste 90%. Vorba aia, aveți copii cetățeni străini. Da, cu dublă cetățenie, da. Da. Avem copii cu cetățeni străini născuți acolo, căsătoriți. Dar îmi imaginez că deja de atâta vreme de când sunt acolo, plecați, deci părinților, sunt deja copii care mai că nu știu limba română, adică vorbește numai în limbi străine. Da. Dacă ajunge la bunici în Târșol sau la Neamuri. Da, da, dar am cunoscut în urmă câțiva ani și chiar am văzut, era sărbătorile de august și eram afară la biserică, la liturghie și auzeam într-un colț vorbeau 2-3 în franceză, mai încolo ei vorbeau în engleză. Deci vorbesc și aici acasă vorbesc între ei. Când se strâng, de exemplu, care sunt în Franța, vorbesc, cel puțin cei mai mici vorbesc franceză. Dar toți vorbesc bine românește, că părinții nu renunță la limbă. Nu renunță și toți nu... N-am văzut să nu vorbească bine românește. Iată cazul că mai puțin am văzut, dar așa se trebuie să facă. Prezentați oarecum o ciudățenie, în ghilimele, copiii care sunt născuți acolo au învățat și învață limba, târșolțenii care au plecat, sigur au învățat limba statului în care își câștigă pita, numai la noi sunt probleme cu învățarea limbii române pentru anumite persoane. Da, da. Și să vă mai spun o chestie la copiii născuți încolo. La tradiții. Foarte mult tineret la noi care sunt născuți acolo și vorbesc acolo. Au costume populare și dacă vedeți ce bine, de exemplu, spre băieții și ăsta, ce bine pot juca, ce bine și cum știu să... Au învățat, au transmis. Chiar dacă s-au născut acolo, ei... Acum, comunitate cred, de români, aici, acasă...
Ei trăiesc într-o comunitate și acolo, aia nu înseamnă că ei sunt pierduți. Da, dar acea distanță care există între Oaș și Paris și Londra sau nu știu ce, unora chiar le întărește acel simț patriotic, acel dor de țară, dacă se poate numi. Deci, fiind o distanță atât de mare și venind o dată sau poate de două ori într-un an sau poate la doi ani odată acasă. Da, așa e. Adică sunt mai, în ghilimele, mai români, oarecum, da? Mai români ca români acasă. Mai români de acasă, că trăiesc între străini. Tocmai pe motivul că tânjesc după plaiurile natale. Exact. Revenind la case, cam câte case aveți acolo care nu sunt locuite? Adică mă gândesc la case noi în mod special, pentru că adineori spuneau că au fost multe construite în ultimii ani și unele, parter. Nu mai sunt. În ultimii ani nu se mai construiește. Parter și mansardă se construiește mai sau puțin. Etaj, mansardă. Nici casele. În ultimii ani știu, construcție două care mi se pare mie mare, dar în general se construiesc în ultimul timp se construiesc case undeva în jur de 200 de metri pătrați, care nu sunt case mari, nu așa. Mă, ce se întâmplă? Nu sunt mari, dar dacă faci o socoteală ca o faci acea casă și poate peste 10-15 ani va fi utilizată, că tu trăiești undeva, adică nu știu, văd niște bani înmormântați în ghilimele. Asta e adevărat, e adevărată chestia asta, dar în primul rând mă bucur că nu se mai construiesc casele ele enorme, nu se mai construiesc. Și unii, era un obicei, domnule, am bani, stai că fac bani casă și la fecior, și la fată și la cel la fecior, dacă am bani să fac și tot făceau, nu se mai face. Da, dar poate la tine le-au cumpărat casa acolo, și nu? S-a întâmplat o chestie, noi deocamdată nu, este un fenomen, de exemplu, Negrești. Mixado are multe case, Negrești avea la un moment dat, știu eu, din anumite discuții cu unii negreșteni, că eu la și vreo 400 de case de vânzare au avut. Și știu de la noi din Târșolț, care au cumpărat teren, sau cumpărai casă sau teren la jumate la prețul față de Târșolț. Și astăzi, cumperi mai ieftin Negrești ca în Târșolț. Deci, dar și povestind cu cei plecați și sau care mai au intenție să construiască, dom'le, hai să mai facă, deși are casă, hai să mai facă și la băiat. Avertizez chestia asta, că dacă se merge ritmul ăsta, în câțiva ani și la noi să existe fenomenul ăsta, că o să fie foarte multe case de vânzare la ăsta și o să scadă foarte mult prețul. Că în momentul când nu mai există cumpărători, scade prețul. Și mai este o întrebare totuși care mi se pare firească. Așa, e speculativă, într-adevăr. Cam câți din cei 2000 și aflați în diverse țări ale lumii din Târșolț au de gând ca măcar la pensie să vină acasă? La pensie spun toți. La pensie. Numai depinde... Bine, acum, chestia cu pensia... Poți să stai sigur la pensie. Treaba cu pensie poți să stai că poți să ai pensie, dar trebuie cineva să aibă grijă de tine. Ori trebuie să mergi dincolo înapoi la copii, ori ajungi într-un azil. Care iar e cât o bună pensie, așa la vreo 3.000 și ceva de lei lunar. Deci, ceea ce... Da, așa spun mulți că la pensie... Și avem cazuri deja, avem cazuri care sunt acasă. Au o pensie mai mică sau o pensie de boală, au pensie deja. Bun, dar acum ce înseamnă pensie mică? Pentru că, după părerea mea, dacă ai... Înseamnă o pensie din asta socială, sau cât e la ăsta, știu, undeva, e la minim 800 de euro. 800, da? Ori aici, la Satu Mare, pensia medie e 800 de lei, 250. Da, și aia minimă e 800 de lei. Deci, bun, dar asta presupune că a avut poate 10-15 ani lucrați în străinătate cu forme legale. Da? Da, pentru că altfel nu s-au fost cazuri de accidente de muncă, sau au fost cazuri de boală, deci au lucrat și au avut o problemă și pensionar, dar în special pensionar de boală. Pensie de limită de vârstă nu știu încă Târșolț. Bine, acum, limita de vârstă diferă de la stat la stat. Corect. Tocmai
Corect. Am susținut emisiuni cu doamna Sabău pe tema asta și zice, băi, unul are 65, altul are 67, altul are nu știu cât. Cunoștință care trebuie ceva din Italia, nu, îi dă până la 67 de ani, pentru că la ei 67 adică, de deci, ani. Dreptul da. De pensie curge după statul respectiv, exact. Nu după cum e aici, că la 65 de ani poți depune armele și zici, vreau da. Pensie. Deci pensia din străinătate e numai atunci când... Sau poți depune și mai repede dacă ai anii complexi. În sfârșit, ăsta sunt mai cu probleme. Da. Încă în ceva. Sunt târșolțeni, dacă sunt de aia, întrebăm, care au venit acasă, zic, băi, mi-am făcut în ghilimele plinul da. Și vreau să-mi fac și eu acasă o afacere, o, nu știu, o pălincie, o, da, nu știu, o moară, da, o ceva. Da, sunt câteva familii tinere. Nu multe, câteva familii și care au fost foarte speriați la început. Pentru că n-au fost, chiar n-au fost familii cu foarte mulți bani să vină să dea lovitura, să creeze nu știu ce mare business. Și care s-au adaptat, alții lucră în construcții, alții au chestii cu diverse utilaje, alții... Depinde, cazul și că sunt câteva familii, dar puține. Puține. Timid, deocamdată. Timid. Timid. Nu atâția ca în, știu, zone, în Turți, Călinești, în, mai sunt unii care au venit mai masiv acasă. Problema la noi, cu venitul tinerilor, în special cei care deja au început acolo, ori trebuie că copiii sunt în școală și n-au terminat școala, care încep cu școală, licee și foarte, foarte mulți copii și foarte mulți tineri fac studii superioare. Foarte mulți. Deja avem de la arhitecți, la medici, la ce doriți dumneavoastră, care au făcut studiile acolo și la ora actuală lucrează în țările unde sunt specialiști pe tot felul de domenii. Mai ales cei care sunt în Franța sau în Anglia și care au, am zis, copii nu pot veni, că deja copiii sunt anumită vârstă, trebuie să termin școală, trebuie să termin facultate. Acum zic, domnule, mă mut de acolo, da, să termin, încă mai am copii în școală. Sau au început să-și cumpere case, care și să ai bani, nu poți, ăsta, care au credite, care trebuie plătită, deci sunt legați de proprietate, deci... Sunt multe chestii care și n-au curajul, deci statul probabil că ar trebui un pic altfel, nu știu, efectiv să întinzi mâna de acolo, să întinzi mâna și să-l ajuți până la, pentru că ei se descurcă în birocrația din Franța mai bine ca din birocrația din România, pentru că îți plecați de ani de zile și deja știu mersul lucrurilor, nu le mai știu în România. Deci chiar există o problemă. Există o problemă, se descurcă mai bine acolo ca aici. Da. Înseamnă că pe când ar veni acasă, le trebuie deja, în ghilimele, un avocat, un îndrumător, ca să le spună, băi, asta da, asta nu, asta da, adică da. Un consultant, ca să mă exprim așa. Da, asta facem și noi, multă primăria, chestia asta, pentru că nu știu de unde să, nu știu, are de făcut o problemă, nu știu de unde să înceapă, de unde să apuce. Da, deci, iată că timpul alocat a emisiunii s-a scurs. Vă mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc. Stimați telespectatori, în speranța că invitatul meu, Grigore Pop, a clarificat anumite legende, dacă vreți să le spun așa, referitoare la nunțile și înmormântările din ultima perioadă în Oaș, mai precis în Târșolți. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Informația TV.